Doamnelor și domnilor consilieri locali, revin cu proiectul în fața dumneavoastră, proiect care a fost retras de ordinea de zi data trecută, deoarece nu am putut beneficia de lămuriri suplimentare din partea celor care au venit cu această solicitare privind stabilirea în cuantum crescut al cotizanței anuale la patrimoniul ADIS. Revin cu acest proiect de hotărâre. Documentația a fost la mapă, dar de această dată mulțumesc domnului director Seto, care se află prezent printre noi, astăzi aici, pentru orice lămurire necesară, probabil și pentru lămurirea situației de data trecută. Domnul director vă poate prezenta mai multe detalii. Vă mulțumesc. Primim pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate. Închis la avizul de legalitate. Domnul Fantastă Ciprian, vă rog. Aviz favorabil. Domnul Chindru Șomică. Aviz favorabil. Doamna Vintirie Izabela. Favorabil. Doamna consilier Braga Dravăț. Favorabil. Domnul consilier Corian Andrei. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Specialitate 3 este favorabil. Doamna consilier Stan Daniel. Favorabil. Doamna consilier Șova. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Da, domnul consilier Gingeș. Mulțumesc. Domnule primar, dacă vă întrebăm de data asta de ce este majorată cotizația, știți? Pentru că și data trecută ați fost dumneavoastră inițiator și astăzi sunteți inițiator și bănuiesc că dacă ne propuneți o cotizație mărită, ar trebui să știți și din start argumentele. Nu să vină directorul până aici. Cu toate, trebuie să fie prezent și astăzi să văd prezent. Dar bănuiesc că atunci când inițiați un proiect de hotărâre, aveți toate datele probleme, la meu. O mare victorie politică. Domnul director, se tot să prezentați cele ce aveți de sumat. Doamna și doamna consilieri, încep prin a vă prezenta înainte de a luate și orice. Numai un pic, domnul. Sigur. Doar așteptați să vă sper că vocea este suficient de puternică. Dar trebuie să înregistrați. Mulțumesc, domnule primar. Domnule președinte, doamna și doamna consilieri, înainte de toate și orice, scuze pentru absența de data trecută. Însă sper că motivele pe care vi le voi prezenta vor fi suficiente să-mi discutați absența. În primul și în primul rând, rememoram pe parcursul acestei ședințe ultima dată când am fost în prezența dumneavoastră. Și mi-aduc aminte cu plăcere. Am lipsit data trecută din cauza unui motiv care riscă să ne doară pe toți. După 8 ani de ADIS, cred că între plăcere și durere, am să aleg durerea. Fac o paranteză și vă mulțumesc, domnule primar, pentru faptul că ați binevoit să retrageți proiectul anterior de pe ordinea de zi. Ne aflăm în fața unui moment, așa cum anunțam și data trecută, important pentru întreg județul Bacău, și dacă e important pentru județul Bacău, îmi să spun că este important și pentru municipiul Bacău, prin amploarea pe care o are municipiul, dacă județul. Nevărat, data trecută, să semnăm contractul cu operatorul de semnat câștigător. Din păcate, nu putem. Vin în fața mea voastră cu două vești. Una bună, cea legată de documentația pentru comentarii și transport Bacău și 22, și una foarte tristă. Deși am desemnat operatorul câștigător în luna noiembrie, mâine suntem în luna martie și nu putem semna contractul. Știm cu toții ce prezenți în sală că celula 1 a depozitului ecologic conform își epuizează capacitatea de depozitare. Avem operator personal, avem o celulă nouă, avem instalații funcționale. Însă nu putem să da acest contract. Din cauza unui membru ADIS, unul singur, un consiliu local, cu o majoritate. Evit discuțiile de natură politică. Însă fac apel la doamnele și domnii consilieri, care sunt reprezentanți partide politice. Avem nevoie de sprijin pentru a dezvolta această situație. Pentru că ne interesează pe toți. Și o să ne doară pe toți. Revin încă o dată la scuzele legate de absența de data trecută. Am considerat că, deși nu sunt prezent personal, lucrurile pot fi explicate și demonstrate cât se poate de clar și firesc. Pentru că este dreptul dumneavoastră, doamnă și domnul consilieri, de a ști cum se cheltuiesc acești bani ai municipiului Bacău de către asociații.
Și o să fac un mic recurs la memorie, la aceeași ședință de anul trecut, la care am fost prezent și am explicat faptul că, din păcate, pentru noi toți, deși am avut la dispoziție bani europeni, astăzi cheltuim bani din bugetul municipiului Bacău, pe care face o documentație. O parte din documentație a fost refăcută. Iar dumneavoastră știți acest lucru, pentru că pe 20 decembrie ați aprobat studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport de șor municipal în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe. Dar acela este doar începutul. Urmează două componente, și anume documentația de licitație în sine și procedura. Care procedură va avea nevoie, așa cum bine știți, de multe ori, de o asistență tehnică. Și, dacă îmi permiteți, o să vă spun că sunt costuri care se apropie de valoarea cotizației municipiului Bacău. Din păcate, pentru asociație, domnule dumneavoastră, domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri, această asociație s-a bazat pe doi primari. Pe Consiliul Județean Bacău și pe municipiul Bacău. Inclusiv pe ceea ce înseamnă componenta de contribuție financiară. Dar, din păcate, suntem încă departe de a face serviciu public de salubrizare în județul Bacău funcțional. Ne-am angajat în fața dumneavoastră ca în cursul acestui mandat să reușim să oferim cetățenilor municipiului Bacău un serviciu de salubrizare la standardele pe care le merită. Sperăm din tot sufletul să putem face acest lucru. Săptămâna trecută abia am reușit să aprobăm bugetul de venituri și cheltuieli al asociației, în așa fel încât să putem demara achiziția serviciilor de consultanță necesare de facere documentației. Însă spuneam, domnule primar, din păcate, deci am avut la dispoziție bani europeni și municipiul Bacău a avut la dispoziție bani europeni, cheltuim astăzi din bani proprii. Cu permisiunea dumneavoastră, revin la subiectul sensibil al epuizării capacității de depozitare în celulă și fac prin intermediul acestei ședințe un apel public către singurul UAT din județul Bacău, care riscă să ne pună într-o situație de criză pe absolut toți. Și din păcate, fără a fi vreo vină prezentă în această sală, municipiul Bacău va avea cel mai mult de suferit, pentru că băcăoanii suntem cei mai numeroși. Aici se generează cele mai multe deșeuri. Și nu ne putem permite nici măcar o săptămână să rămânem cu deșeurile în oraș. Dacă sunt nevoie de explicații punctuale asupra cuantumului cotizației, o să vă spun încă o dată că aproape întreaga sumă care vine din partea municipiului Bacău va fi cheltuită pe ceea ce înseamnă refacerea documentației de atribuire. Această documentație de atribuire, domnule primar, doamnă și domnul consilier, a existat. A fost făcută din fonduri europene. Însă, din păcate, pentru toți cei prezenți în sală, ne-a fost trimisă cu foarte mare întârziere. Și când spun acest lucru, vorbesc de un decalaj de aproape 7 ani de zile. Și în momentul în care am primit-o, nu mai era utilizată. Acesta este și motivul pentru care, de două parte, există această creștere a cotizației. După cum vă putea remarca, și toate celelalte unități administrative teritoriale, dar în special Consiliul Județean Bacău, au aprobat cuantumul de cotizație mărit. Dați-mi voie să vă mulțumesc și pentru faptul că ați avut amabilitatea de a aproba proiectul de hotărâre pe care puneți la dispoziția asociației din care faceți parte spațiu de o clădire alăturată. Sper că mesajul pe care îl transmit, și vă rog să-mi înțelegeți îngrijorarea legată de faptul că riscăm ca în curând, și vorbim de un interval de săptămâni spre luni, întreg județul Bacău, aflându-mă în sala de ședința Consiliului Local Bacău, trag un semnal de alarmă de ceea ce înseamnă riscul unei situații de urgență legată de depozitarea deșeurilor și solicit concursul, indiferent că vorbim de componentă politică sau chiar personală în deblocarea acestei situații. Avem două posibilități. Fie o ipoteză chirurgicală, de care, deși nu-mi face plăcere, pentru că la urma urmei este vorba de acordul unui Consiliu Local, acord pe un rezultat al unei licitații
la care am fost în putere decis de chiar în acel Consiliu Local să o ținem, repet, fac apel la orice posibilitate de sprijin. Pentru a nu ajunge în situația în care ADIS-ul să excludă unul dintre membri. Vreau să fiu corect înțeles. Niciodată în activitatea pe care o desfășor, nu voi permite să privesc prin prisma vremelniciei funcției mele sau, și aici aș vrea să nu fiu înțeles greșit, a faptului că, la un moment dat, o anumită persoană este primar al unui oraș. Există o componentă politică importantă în Consiliul Local care dă o majoritate, dar care riscă să blocheze un întreg județ. Sper să fiu corect înțeles în demersul meu. Nu există niciun fel de conotație politică a ceea ce spun. Îndrăznesc ca să trag un semnal de alarmă asupra unui risc pe care îl înfruntăm cu toți. Vă stau la dispoziție, de obicei, cu orice alte informații suplimentare. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Mărăuș. Domnule director, domnul primar, domnul Mărăuș. Vă mulțumesc, domnule director. De obicei, ați avut o prezentare foarte corectă și foarte justă. Dar îmi permit, din ipostaza noastră, fiind un tehnician, tehnocrat, până la urmă, îmi permit eu, ca politician, să fac o sinteză. Sau nu ca politician, ci ca decident politic al unui oraș care este, într-un fel sau altul, pus în pericol. Făcând această sinteză, se poate înțelege în felul următor și vreau să mă corectați dacă greșesc. 1. La momentul în care se desfășura ședința de Consiliu Local data trecută și cineva ar trebui să ne explice ceea ce ne-ați explicat dumneavoastră acum. Erați plecat la Comănești, nu? 2. Acel Consiliu Local care în momentul de față blochează activitatea ADIS este Consiliul Local Comănești, care ADIS-ul, deși are contract semnat, are contract, are licitație adjudecată. Un operator al noi gropi de gunoi, pentru noua celulă 2. Există un singur membru ADIS care nu vrea să înțeleagă din rațiuni care dincolo sunt dincolo de puterea normală de înțelegere. Și acel Consiliul Local este Comănești. 3. Soluția chirurgicală înseamnă ca ADIS-ul, asociații din care fac parte toate UAT-urile din județul Bacău, să dea afară, ca pe o măsea stricată, acești oameni care nu raționează decât într-o cheie pur politică sau pur economico-politică, nu pot să-mi dau seama. Sau, poate, că acest Consiliu Local îi se dă până la urmă de către Dumnezeu mintea omului cea de pe urmă și înțelege faptul că pune în pericol, și repet, pune în pericol starea de sănătate a populației. 4. Banii europeni pe care municipiul Bacău ar fi trebuit să-i utilizeze cu cap se referă la acea documentație privind scoaterea la licitație a colectării și transportului, documentație care nu a fost prezentată la timp de către municipiul Bacău, a fost prezentată doar din momentul în care s-a schimbat puterea politică și administrativă. După cum bine știți, s-a făcut un contract de prelungire a delegării în 2013, care comportă o serie de elemente de legalitate. 5. Contribuția pe care dumneavoastră o solicitați într-un cuantum crescut în momentul de față, de la Consiliul Local al municipiului Bacău, comportă o creștere pentru absolut toate comunele și orașele și municipiile din județul Bacău. Dar trebuie să fim și foarte sinceri, să-mi spuneți dacă crește sau nu, mare parte a acestei creșteri de cotizație, pentru a răspunde tuturor celor care au dubii și semne de întrebare cu privire la înțelegerea și posibilitățile de înțelegere a unora sau altora cu privire la aceste raționamente ale serviciilor municipale. Deci creșterea, de această creștere și de acest quantum crescut, vor beneficia cu preponderență Bacăul și cele 22 de comune, care vor beneficia de asistență tehnică și de o licitație așa cum trebuie, pentru colectare și transport. M-am făcut, am înțeles bine, domnul director? De obicei, da, domnule. Am urmărit cu foarte mare atenție. Mă gândeam totuși din discursul meu destul de lung. Poate ați omis ceva. Nu. 100% corect. Mă bucur că mi-e poate și îngrijorarea de istorie. Și sper că împreună să depășim. În caz contrar, cu permisiunea mea voastră,
o să am așteptarea, așa cum și la studiul de oportunitate, Consiliul Local Bacău a fost prim și a dat on, la fel cum la contractul cu ECOSUD, Consiliul Local Bacău a fost prim și a dat on. Și dacă vom ajunge în situația excluderii unui membru, să beneficiem de aceeași înțelegere, pentru că absolut tot ceea ce facem este transparent în litera legii și a statutului. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și noi. Domnul viceprimar Stivos. Da, din păcate, întrebarea care urma să fie atins-o domnul primar, semn că ne înțelegem încă și gândim la fel. Dar eu aș vrea... Gândim la fel, iubim la fel. Eu am o vârstă și nu mai suport termenele lungi. Acum vine întrebarea. Ca procedură. Știu, e vorba de o atitudine comunistă, a spus-o domnul primar, trebuia să o spuneți dumneavoastră, fără nicio reținere. Ne frânează acest proiect. În cât timp îi puteți elimina sau ce puteți să faceți să deblocăm situația, mai ales că e vorba de o intervenție europeană și vă rog să țineți cont că celula 1 nu poate funcționa mai mult de o lună. O spun cu toată seriozitatea. Suntem într-un mare pericol. Trebuie, până la urmă, depozităm tot gunoiul în municipiul Bacău. Nu-i chiar o mândrie pentru noi să aducem viitor județul Bacău să fie groapa de gunoi al județului. Faceți demersurile urgentați, licitați și dați drumul la celula 2. De asta, voiam să știu, condensat, așa să-mi spuneți de două vorbe, ce presupune eliminarea unui acel, poate, dacă nu se aliniază la asociație, că până la urmă, sau ce sancțiuni pot apărea. Mulțumesc. Vreau să vă spun, noi, grupul PMP, vom vota la acest proiect. Apreciez, mulțumesc. Sper că să existe consens pe tot ceea ce înseamnă activitatea districtului. Ca să fiu foarte scurt, este nevoie de aprobarea prin hotărâre de Consiliu Local, a modificării statutului și actului constitutiv al asociației și aprobării excluderii UAT Oraș Comunic din cadrul asociației pe motivul statutar, prevăzut de articolul 12, alineatul 4 din statut, este vorba despre cazul în care comunitatea administrativă teritorială, prin Consiliul Local, nu aprobă contractul de delegare, ci urmează să fie încheiat cu operatorul desemnat câștigător. Aveți nevoie și de acordul celorlalți membri, da, adis? Da, da, de, da. E da, mai complicat? Da. În 23 de ședințe, 93 de ședințe și... Însă, dovezile de încălcare și de încadrare în prevederile statutare sunt clare. Deși există componentă emoțională pe un vot politic, vorbim de o situație obiectivă care riscă să denatureze pentru întreg județul. De aceea încep să devin, din punct de vedere tehnic și personal, adeptul intervenției chirurgicale. Dar absolut totul trebuie supus aprobării celor 93 de consilii locale membre în anii. În altă ordine de idei, riscul pe care l-ați subliniat, domnule viceprimar, sunt conștient de el. Cred că în acest interval scurt de timp, dacă săptămâna viitoare vor fi transmise de la ADIS proiectele de hotărâre, se vor aproba de către Consiliul Local din județ și sper totuși ca până luni să avem un semnal favorabil din partea Consiliului Local Comănești, în condițiile în care astăzi a fost transmis ultima adresă, să spunem, amiabilă. E, și cred că vă dați seama, e o situație de nedorit. Dar întotdeauna voi gândi. Sunt 20.000 de locuitori în acel oraș care au nevoie, la fel ca și noi toți ceilalți, de depozitarea deșeurilor. UAT Oraș Comănești va avea de plătit enorm de mult. Vorbim de investiții realizate prin proiect, proiectul finanțat pe post-mediu, de peste 1,5 milioane de euro de care a beneficiat Comănești exclusiv. Vor da bani înapoi. Conturile vor fi blocate de Ministerul de Finanțe până la acoperire integrală a sumei. E o situație cu multiple componente. Inclusiv de
natură penală. Pentru că nu uitați ceea ce vă spun. În 2014 am fost mandatați de către toți membrii ALIS să susținem această licitație. Am finalizat-o prin desemnarea câștigătorului în 2017. Timpul nu mai este un aliat, mai ales în condițiile utilizării celulei 1. Sper că acest discurs al meu a fost suficient pentru eventualitatea în care doamnelor și domnilor consilieri, veți primi la mapă un proiect de hotărâre legat de acest subiect. Mulțumesc! Mulțumim, domnule director. Discuții dacă mai sunt asupra proiectului. Dacă nu, invit pe